Salutare, prieteni! Cum i-am tăiat eu? Le tai așa. Ia alt cuțit. Bună ziua, dragi prieteni! Mai cu... ne tocăm și noi ca românii, așa, măi. Mai subțiri? Mai subțiri cu mine. Ne-am apucat să mai facem și noi o murături, tocătură. Că am făcut, dar am făcut puțină. Și mai fac așa un pic. Câteva borcănele la iute. Pun la borcănele și să punem la borcănele mici. Dacă desfacem un borcan, să-l mâncăm, nu să mai rămână borcane mari. Nu știu, om în tocător, să le terminăm mai repede, că se trezește împăratul. Lasă-le, că le facem noi acum, repede, că nu sunt multe. Ar fi bine să le las să le fac eu și să te duci tu să mai citești cartea. Nu, că le tocați mari, voi. Dar vă zic ce scumpe sunt firul de asta aveți, de ardei, de bucunele. Foarte scumpe. Da, uite de ce rece e apa asta. Acum mai soare, dar zilele care au trecut a fost foarte frig. Îmi place că a fost și ieri, a fost, dar noapte frig. Noapte frig de tot. Păi, babă, mai sunt câte o lună până la Crăciun, două. Nu fale așa. Ce mă vine? Uite așa. 60 de zile. Da, și luna care vine Crăciun. Normal că e frig, doar nu vrei să fie 40 de grade afară. La Jumbo, să-i cumpăr la ea. Pe când e Moș Nicolae? Pe 5 decembrie. Luna care vine. Las, cum mai atunci. Până atunci. De primul an unde îi fac lui Aian cadou. Las că i-am făcut și anul trecut. Da, i-ai cumpărat mașinuța albastră. I-am cumpărat. I-am făcut, dar nu i-am... Ce, nu i-ai dus acasă? Da, și când ți-am zis să le duci acasă, n-ai vrut. Ia uite ce castraveți mari. Trebuia castraveți mai micuți. Da. Deci au uitură, nu. Dar nici n-am văzut dacă mă sunt mai mici, să fie aveți mai mici. Dar nu le băga așa, babă. Cum? Așa mari. De ce? Dar nu se face așa. Mai făcut și le de tot așa mari. Vreau și eu subțiri. Uite. Mai alege, mai spală castraveță mai bine și pune-le aici pe tavă, dacă tot ai băgat mâinile. Dă-i franilul ăla jos, că-l uzi. Lasă. E frig lui mama. Îi spală cu două mâini, așa, ca să ia gâlea aia, cum zice. E ceva pe ele. Țiganii sunt toți țigani. Ce? Cum sunt țiganii? Dar tu nu ești țigancă. Nu. Ești româncă tu? Da. Da? Foarte bine atunci. Bine, mă duc la salon. Da. Dar nu prea se trezește aia de dimineață. Dar de ce ne pune pe noi la 10 dimineața? Că suntem șmechere. Că și eu tot la 10 dimineața am. Și luna asta și luna decembrie. M-am rugat eu de știe ea că mă trezesc eu la 10 dimineața, nu mă trezesc să vii să pui apă pe mine, dar mă trezesc nu, pentru ea. Eu la ea. Știi de ce? Că mă duc undeva și trebuie să am unghiile făcute. Așa le vrei, Andreea? Da. Subțirile? Da. Așa cum merg la iarnă? Cu șuncă? Un pic afumată. Un pic afumată, ba, eu mănânc. Cu rânză friptă și murător. Ce vrei să mâncați la iarnă? Bună. E bună și șuncă. Raci, crabi. Ne zicem la zi. Asta vine în racilor. Lasă-mă că e al treilea vlog când zici asta. Te rog frumos. Mai bine nu mai zici. Cum să zic? Cum să zic? Păi veni bunicul tău acasă și nu le-am dus. Hai, spune și copii. Ia spune tu, Luminița. A venit bunicul tău acasă și nu le-am dus. Dacă o întărâți pe... Dacă o întărâți pe Alina, să vezi cum merge ea. Mai repede ca noi. Da. Nu prea îi plac racii lui Albina și fructele de mare, că am vorbit cu ea. Nu, că am vorbit eu cu ea. Păi știi ceva? Și că ea să se ducă să se plimbă, auzi. Am mâncat la București
Și ea și Modelina, dar toți. Și le-a mâncat seara. Și le-a fost rău. Da. Le-a fost rău, dar nu știu de la ce. Dar n-are nici alibina cu cine să meargă. Doar cu bunicul. Dacă mergem noi, mergem și ea. Așa, fără bunicul tău, nu poți să mergi. O luăm de luni. O duce luni. Ne lasă acolo și vine acasă. Roni nu vă duce nici să vă rugați 5 zile la el. De ce? Au și eu. Am și eu șofer. Ce facem aici? Dar ce să-i facem? Numai să-l plătim ca să ne ducă. Mă duce pe mine la jumătate. Da, acum mai e până atunci. Da, să te ducă. Și la jumbo. Dacă intri acolo cu Aian, nu-l mai scoți. Așa crezi tu că aș face Aian. Dar cum facem? Nu-l mai scoți de acolo. Și vede el acolo atâta jucărie, atâtea... Ce nu e? Dacă vede el acolo toate modele. Și ce? Nu trebuie să cumpărăm? Ba da, dar trebuie să ai răbdare după el. Prieteni, nu o să mai vorbesc mult pe vlogurile lor. Vorbesc pe vlogul meu ca să nu vă mai supărați și așa că o să vorbească adică ei. Adică să supără prietenii? Da, toată lumea se supără pe mine. Dar nu vorbim nimic, nu vorbești nimic de rău. Toată lumea mă judecă. De ce? Dar nu-mi cunoaște povestea. Păi că sunt vorbăreață, că una alta. O, bla, bla, bla. Cine nu e vorbăreață? De asta? De asta se supără. Am mâncat limbaliță când eram mică. Nu trebuie să băgăm de seamă ce vorbești prietenii. Dar tu, mama, de ce e supărată de nu vorbești? E plictisită, cum sunt și eu. Cine te-a supărat, bărbatul? Nu, de ce s-o supere? Ea vorbește pe vlogurile numai cu mama sa. Că noi nu vorbești. Cu Maria. E supărată pe tine, mai ales pe tine, babu. De ce? Mama. Baba. Uite că n-ai lăsat-o să ia permis, stă acasă toată ziua la oale. Uite, mai multe motive, trebuie să ți le spuneam, nu acum, pe vloguri. Vai de mine, n-am lăsat-o eu? Așa, Luca? Da. Eu nu te-am lăsat. Bărbasul. Da, tata n-a lăsat-o, tata a fost foarte gelos și n-a lăsat-o. Mă duce și pe mine la plimbare, la cumpărături, când e nevoie. Da, prieteni, vă spun eu, tata n-a lăsat-o. Bunicul Conea chiar îi spunea să citească cartea chiar pe furiș. Chiar vrea să mă duc eu, da. Am rămas 4 ani, doamna, unde să mai plimbă pe la București. Da. Chiar vrea să mă ducă pe furiș să va pe. Să ducă la Severin, Dumnezeu să-l ierte. Chiar a fost un om bun și n-a fost împotriva ei. Da. Dar dacă șeful a zis nu, nu a rămas. Cine era, nu mai zi numele. Zi, babă. Ce să zici? Dacă șeful zice nu, nu rămâne. Păi nu rămâne. Păi da? Bunicul nu a lăsat-o nici pe baba să ia permis. Pe bunica mândră. Și pe mine nu m-a lăsat. Iar acum treburile s-au modernizat. Nu când niciodată nu m-a lăsat. Nu a lăsat-o. Nu, o lasă să se pensează. Nici da. Acum dacă aude, nu mă lasă. Chiar nu mă lasă, prieten, nu vin. Dar treburile s-au modernizat și vedeți și voi cum stau treburile acum. Nu m-a lăsat, a zis că ce, sunt bătrână, că unde mă duc eu, că aia treaba mai am eu. Da, lasă, copii, mai bine pe jos. Lasă că iau eu și Andreea. Copii, pune și gata. Loroni. Gospodin. Da. Cum să zic? Te duce fiecare să Loroni. Să fii gospodin acasă. Nu te duce pe tine, Roni, să iei țigări sau ceva? De vorbiți toți de Roni, și tu, și baba, cum nu ne duce? Uite, simțim lipsa că nu e Roni acasă. Da? Da, eu o simt. Mă duc pe jos. Da. Și aia nu o simte. Gata, nu mai vorbiți mult de el, că s-ar putea să-mi dea vlogul jos și am nevoie de bani să pun acest vlog. Nu mai vorbiți, că rămân fără gene în luna decembrie. Genele, degetele. Rămân fără gene pe decembrie, așa că nu mai pronunțați numele fratelui meu, lăsați-l în pace. Da. Nu se afișează, să știi. Gata, taci. Ce? Să supără. Păi are tupeu să ne sună să zică să dăm jos. Taci, am zis. Da, de ce ne sperii tu? Mă, lasă, nu mai vorbiți de fiul meu. De fiul tu? Păi nu vorbim de fiul tu. De Roni vorbim. Auzi, altceva. De culuțul. Păi că e Roni, că e tata, tot aia e.
Și oricum, tata, să știți că vă urmărește toate vlogurile. Nu bagă. Ați auzit? Cine? Alo, tata. Știu. Deci pe bune. Mă sună tata când a văzut-o pe mama la Leo. Și pe mine m-a sunat. Și râdea. Și am zis eu. Mă duc la Leo de seară să fac vlog cu el. Da. Ia să-i telefonul meu. Să filmezi. Serios. Și mă sună tata, mă întrebă ce caută. Ia să-i telefonul. Nu-i la noi. Știi ceva? Și mie mi-a zis și i-am zis stai cu minte că și eu eram acolo. I-am zis. Care aveți treaba voastră? Ce nu întrebă ce face acolo, Crezu. Crezu că e singură, că nu-i cu Albina. Și după i-am zis că e cu Albina. Deci nu tata vă urmărește zis, vlogurile. Așa că aveți grijă ce vorbiți. Să fac un TikTok cu Aura și cu Leo. A, ce să faci? Ce omoară doamna Anca. Ce omoară doamna Anca, fină ta, lunașa luminița. Dar ce am eu cu femeia dacă, băi, s-a, dacă s-a despărțit? Eu țin și cu ăla și cu ăla. Nu, trebuie să ai puțin respect de nașa ta, de Anca. Cum să te duci să te filmezi cu Aura? Hai că te filmezi, te filmezi cu Leo, te filmezi. Nu-ți bagă nimeni de vină. Cum să te duci? Păi da, și așa că aveți grijă ce vorbiți. Nu, Baba, tu ce faci aici? Că nu înțeleg. Tochitură tot pentru butoiul ăla. O sună pe Aian. Cum să nu știe Andreea? Sună pe Aian. Aian îl cheamă toată ziua acasă. Hai tu, cărăl! Da, îl cheamă acasă. Cere să vadă mașina, să dea clanson. Zice, hai tu, cărăl! Dă el clanson la mașină. Dă și el Aian, să pute și el cu degetul pe volan și dă și el, clasumează și el. A, pe mașina lui? Da. L-a spus aseară pe bunică, tocâne, aseară la zimine, să nu mai țin minte. L-a spus aseară. Afară... Când a ieșit Gogu și a zis că Mimi e, aseară. L-a spus afară pe bunică, tu ca să-i arate mașina, ca să-i dea clasone. Da, și clasona bunică tău ca să vadă Aian. Și Gogu a ieșit afară, a zis că pe el clasonează Mimi. El așteptau pe Mimi de aia. Da. Și așa e prieten cu Aian. Când o crește mare, iasă mare șofer. Ia și... O să iau eu permis, o mă omoară Aian cu zile. De ce? A zis bunicul tău. Să dă numai turi, a zis și bărbatul tău să rebe. A zis bunicul tău că te bate să te dea pe tine jos de la o lasă, conducă el. Prieteni, cam atât a fost cu acest vlog. Revenim când o să punem la borcane. Nu uitați să vă abonați, să ne dați un like. O să pun acest vlog și poate mai pun și mai târziu un vloguleț. O să încerc să fac câte două vlogulețe pe zi. Și așa n-am ce să fac. Barim YouTube-ul ăsta să fie ok să fac. Da. Te pun pe tine în spate, pe mama în spate, pe baba în spate. Și unde mergem? Și eu la volan. Vă pupăm și vă dorim o zi minunată. Nu uitați să vă abonați. Revenim mai târziu.